și o să mergem acum să punem cartușul, da? Prima oară o să punem cartușul pentru a putea ști încă de la început ce vrem noi să punem în planșa, da? Pentru asta o să mergem la bibliotecă, standard, scuzați, nu la standard, la proiecte. Am rămas la cățeluși și pisicuțe. Așa. Iar de aici, de la standard, ar trebui primul, înainte de acest semn de mai mic, mai mare, primul proiect să fie proiectul în care suntem noi. Dau click pe el, mă duc la cartușe și aici găsesc cartușul meu pe care l-am creat. Da? Ca să-l preiau, îl preiau la fel ca pe orice alt element pe care îl iau din bibliotecă, mă duc cu mouse-ul pe el și dau un dublu click stânga. Dacă mă trag mouse, cursorul în zona de planșă, de desen, da? Observ că este agățat, evident, din stânga, din dreapta jos, pentru că așa l-am definit noi când am salvat cartușul, i-am zis că vreau să se agațe din dreapta jos și v-am zis și eu, pentru că o să ne ajute când o să facem planșele, să fie agățat fix de unde vrem să-l punem, adică în dreapta jos, da? Deci eu acum l-am agățat din dreapta jos, la fel de ușor, eu pot să schimb acest punct de agățare în acest moment, dacă vreau să intru aici, și pot să-l schimb, da? Punctul de agățare. Nu mă interesează să fac asta. Nu mă interesează, am zis. Deci nu te modifica. Așa. După care nu trebuie decât să mă duc cu zoom în zona unde vreau eu să pun cartușul. Mă duc până în colț și am dat un click acolo, iar el s-a fixat. Ați reușit cu toții? Ce vreau să observați la acest cartuș este faptul că dacă dau click pe linie, eu pot să o modific, voi nu faceți asta. Pot să mai umblu încă la el, da, pot să-l modific. Pot la fel de bine cu dublu click dreapta să preiau ceva de aici și să i-am preluat proprietățile și am modificat și am adăugat în desenul meu. Deci este efectiv modificabil, ca să zic așa, da? Nu este un bloc de care nu mai pot să mă ating, așa a rămas, da? Pot să-l completez, pot să fac așa. Și chiar asta o să și facem, o să punem aici la nume planșă, o să iau cu un click, îi dau funcția de copiere, de unde până unde, l-am copiat mai jos, escape, după care cu dublu click pe el o să mă duc să-l modific, da? Faceți și voi asta, da? L-am copiat mai jos ca să-mi rămână fix textul ăla cu proprietățile alea, să nu mai stau acum să le remodific, da? Click și click. Așa. Și o să punem ca denumire prima mea planșă. Da? Ok.